Și continuăm, vorbim despre o crimă de o cruzime rar întâlnită care a tulburat liniștea localnicilor din Mobileni, județul Galați. Un tânăr și-a decapitat mama pe care o vedea într-o chipare a unui diavol, iar capul l-a pus pe stâlpul de la poartă. Atenție, urmează imagini cu un puternic impact emoțional. Tu ai curaj, dar eu n-am curaj, mama, mama. Eu zbunem cu inima și nu pot să suport să văd așa ceva. Nu pot să suport. Aici, în cămăruța, eu omorât-o. Sora victimei a fost șocată când vecinii au anunțat-o despre tragedie. Uciderea femeii, chiar de către propriul fiu, a semănat panică printre toți locuitorii din Movileni. Eu a fost un om bun, adică am venit ultima dată din Portugalia, a venit ca în schimbat. În ce sens? În sensul nu mai judeca bine, așa. O luau razna, așa, cu capul. Bărbatul locuia împreună cu mama sa, o femeie de 71 de ani, iar anchetătorii încearcă să afle motivele pentru care acesta și-a decapitat mama. Evenimentele care au precedat crima sunt povestite de către sora victimei, șocată de gestul inexplicabil al tânărului de 37 de ani, recent întors din Portugalia. Eu, ca vecină, când am ieșit dimineață și am văzut lumea și i-am văzut capul, m-am întors cu spatele și capul pe stâlp. Și spunea că nu se înțelege cu Neluțul deloc, Neluțul, adică criminalul ăsta care a omorât-o. Dar se înțelegea bine cu el, era băiat bun. Nu știe ce a avut în capul lui. Și nu regretă. A zis că el a omorât un porc care avea pe diavolul în el. Așa o declara la poliție ieri, că am fost și eu 3 ore în sala poliției. Bărbatul a fost încătușat de polițiști și dus în arest. El va fi supus și unui examen psihiatric. Am înaintat instanței o propunere de arestare preventivă cu privire la inculpatul Mihail Ionel, inculpat care este cercetat sub aspectul săvârșirii infracțiunii de omor calificat asupra unui membru de familie, infracțiune reținută a fi săvârșită prin cruzimi. Bărbatul riscă 25 de ani de închisoare sau detenție pe viață pentru fapta sa.